O, Doamne, Tată, vin din nou înaintea Ta și vreau de data aceasta să mijlocesc pentru frații și surorile mele care au nevoie de Tine, de ajutor, de mijlocire, Ta. Te rog, Doamne, în primul rând, Doamne, toți frații și surorile mele care sunt în spitale, pe patul de suferință, care sunt închisori și suferă pentru lucrarea Ta, care sunt în azilul de bătrâni, în orfelinate, pe străzi, necăjiți, întristați, îndurerați, care n-au unde dormi, care n-au un loc de muncă, care strigă după Tine și au nevoie de ajutorul Tău. Ascultă rugăciunile lor, că Tu ești tatălor, fanilor și al văduvilor și ajute Tu așa cum mai Tu poți să-i ajuta. Dar Te rog, Doamne, cercetează, Doamne, și frații și surorile mele și pe toți creștinii, Doamne, să-și împlinească menirea de creștini și să-i ajute pe acești oameni. O, Doamne, vin să mijlocesc pentru toți cei întristați, îndurerați, Doamne, care strigă după Tine, Doamne, care au lacrimi, Doamne, în ochi, Doamne, și care au nevoie de ajutorul Tău. Ascultă-i, Doamne, din cerul și lucrează la cauzele lor după voia și puterea Ta, Doamne. Mijlocesc, Doamne, mijlocesc de asemenea, Doamne, pentru toți servii Tăi, lucrătorii Tăi din lumea întreagă, binecuvântă-i Tu, Doamne. Și folosește Tu în această zi, o Doamne, după voia și puterea Ta, o Doamne. Binecuvântă lucrarea Ta din această zi, o Doamne. De pretutindeni nu se cheamă numele Tău, Sfânt. Binecuvântă pe toți aceia care vor veni la părtășia cu Tine. Ascultă rugăciunile lor, lucrează la cauzele lor, după voia și puterea Ta. Și acolo unde este nevoie de liberare, de liberare. Acolo unde este nevoie, Doamne, de mântuire, de mântuire. Este nevoie de pocăință și schimbare, de pocăință și schimbare. Este nevoie de vindecare, de vindecare. Că numai Tu poți, că Tu ești același, era și în veci. Este nevoie de împăcare, de împăcare între soț și soții, între părinți și copii, o Doamne. O, Doamne, fie-ți milă, Doamne, de toți frații și surorile mele care strigă după Tine și au nevoie de ajutorul Tău. Ascultă rugăciunile lor și lucrează Tu, Doamne, la cauzele lor, după voia și puterea Ta și în toate numele Tău să fie slăvit, înălțat și glorificat. Amin.